Bună ziua, prezentăm astăzi LG Optimus True HD P936. Așa cum îi spune și numele, de fapt conținutul True HD din nume. Este un telefon ce vine cu un display la o rezoluție foarte bună, printre puține telefoane ce suportă această rezoluție de 720p, adică ceea ce înseamnă o rezoluție de 720x1280 de pixeli. În acest sens, să vă spun că display-ul este True HD, LCD capacitiv touchscreen, 16 milioane de culori, măsoară 4,5 inch, are o densitate a pixelor de aproximativ 326 pixel pe inch, ceea ce este extraordinar de bine, chiar se vede foarte, foarte clar, curat. Telefonul a fost lansat luna mai 2012, are 135 de grame. În partea sus a telefonului observăm un senzor de luminozitate, respectiv un senzor de proximitate. Este și o cameră de 1,3 megapixeli. În partea jos găsim butoanele Touch Sensitive, butonul de înapoi, acasă, respectiv cel care începe prin plan meniu adițional, cu diverse aplicații. În partea jos observăm locul de unde putem scoate carcasa de spate, care este unibody, este dintr-o singură bucată de material. Bine, o să discutăm puțin mai încolo despre el. În partea de sus este butonul ce închide telefonul, deschide sau blochează display-ul, respectiv îl deblochează. Port micro USB pentru cable date. Un microfon separat pentru analizarea zgomotelor din jur. Geală 3,5 mm pentru căști. Tastă de volum. Pe spate observăm o cameră, este de 8 megapixeli, poate să facă poze la rezoluție maximă de 3264x2448. Dispune de autofocus, geotagging, face and smile detection, observăm și un blitz. Camera poate să registreze și video, de această dată Full HD, este vorba de 1080p. Telefonul este și branduit LG pe carcasă, pe spate, foarte frumos. Observăm un difuzor separat pentru redare audio. Carcasa de pe spate are striații și ajută foarte mult să țineți telefonul mai bine în mână. Sunt șanse mai mici să alunece, având în vedere că nu are suprafață lucioasă. Mai mult de atât, în momentul în care îl pune pe diverse suprafețe, sunt șanse mai mici să se zgârie. Și întotdeauna este un lucru bun. Haideți să intrăm și ne puțin în meniu. Sistemul de operare este Android versiunea 2.3.6 Gingerbread. Deja sunt voci pe internet care a reușit să pună să modeze telefonul, să pună diverse framework și să ajungă la versiunea 4.0. Trebuie să vă spun că telefonul vine cu memorie internă de 4 GB și un 4 GB pentru o stocare fișiere, la care se poate adăuga foarte ușor un card microSD de până la 33 de GB. Vine cu memorie de 1 GB de RAM. Sistemul de operare rulează pe un procesor dual-core de 1,5 GHz, Scorpion. Vine cu un chipset Qualcomm APQ 8060 Snapdragon, un GPU Adreno 220. Cu tot am vorbit de diverse lucruri pe care le are acest telefon. O să vorbim și de senzori. Vine cu un accelerometru, un giroscop, senzor de proximitate, busolă digitală. Dacă vorbim de conectivitate, telefonul dispune de viteze de până la 3G, de până la 21 Mbps pe secundă download și 5,76 Mbps pe secundă upload. Telefonul este mai mult decât 3G, poate fi operat și în rețeaua 4G LTE, însă este hibrid din acest punct de vedere. Însă, momentan, la noi în România o să-l folosim decât pe 2G sau 3G, pentru că încă nu sunt date în folosință rețelele 4G. Trebuie să mai spun, din punct de vedere tehnic, că telefonul vine și cu suport wireless. L-am conectat și noi la o rețea locală. Vine cu viteze de până wireless, viteze foarte mari. Vine cu suport pentru rețele tip BG și N. Rețele tip N fiind cele la viteze mai mari. Vine cu Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi Hotspot, putem să sharing conexiunea de internet. Vine și cu Bluetooth, versiunea 3.0 cu HDDP și EDR. Pe portul micro USB putem foarte ușor să ne folosim de un cablu MHL, un cablu care o mufă este micro USB, iar cealaltă mufă este HDMI. Foarte
bine de folosit dacă dorim să conectăm la un televizor, de exemplu. Asta dacă nu reușim să facem conexiunea prin wireless, prin DLNA. Am vorbit de specificațiile tehnice. Trebuie să mai spun că telefonul vine și cu un GPS receiver cu suport GPS. Găsim și un browser preinstalat în acest sens. Ce mă deranjează pe mine puțin sunt deasupra interfeței obișnuite de Android. Este o interfață a celor de la LG suprapusă, însă poate fi destul de ușor modificată, branduită în acest sens, cu diverse firmware-uri. Hai să intrăm puțin în aplicații. Chess, manager de aplicații, browser. Am intrat și numai devreme pe site-ul nostru. Funcții obișnuite de zoom, de pinch pentru zoom in sau zoom out. Se mișcă foarte, foarte ok. Haideți să revenim la meniu. Manager al aplicațiilor, calculator, calendar. Hai să intrăm și noi în modul camerei. Putem foarte ușor să observăm că este setat pe Full HD. Cu siguranță filmările în acest mod sau fotografiile o să consume mai multă baterie. Diverse efecte. Hai să revenim la meniu. Contacte, e-mail, Facebook, bursă, galerie de imagini, Gmail, meniul secundar, Google Latitude, Google Plus, cunoscută aplicație de rețea socială, cel de la Google, un music player, navigation, știri, diverse opțiuni, Polaris Office, aplicații ce ne permite să vizualizăm și să edităm documente Excel, PowerPoint, OneNote, Word. Observăm un shortcut către Play Store, Google Search, Smart Share, aplicația foarte cunoscută de la LG, ce se folosește de DLNA pentru a share-ui orice, de la, orice fișier, de la imagini, video. Apoi să facem streaming foarte ușor sau să și copiem. Diverse setări, câteva jocuri, LG Smart World este o alternativă la Google Play, software update, putem să facem acest lucru la momentul potrivit, cunoscătoare, update-uri, dacă se conectați la wireless foarte ușor în această aplicație, nu mai este nevoie să-l conectăm la calculator. Twitter, un player video, care vine cu suport pentru fișiere MP4, DivX, Xvideo, WMV, H.63, H.64, voice recorder, căutare vocală, este în limba engleză, vremea, Wi-Fi share, exact ce spuneam mai devreme, putem să share-im conexiunea de internet, player YouTube. Haideți să facem și noi o căutare, să dăm play la unul din filmulețe. Bineînțeles că avem posibilitatea să le vedem high quality. Bine, asta dacă este suportat de video respectiv. Pentru că nu toate videourile de pe YouTube sunt la claritate foarte bună. Nu sunt toate, sunt filmate HD în acest sens. Înapoi la aplicații. Am adus în discuție toate aspectele tehnice ale acestui telefon. Nu are rost foarte mult să discutăm de aplicații, deoarece sunt ultra cunoscute și comune pe toate device-urile Android. Trebuie să vă mai spun că telefonul vine cu o baterie de 1830 mAh, care conform producătorului rezistă până la 250 de ore în modul așteptare și 4 ore în modul vorbire. Acesta este prezentarea telefonului LG Optimus True HD P936. Pentru mai multe detalii vă așteptăm pe site-ul nostru telefonultău.eu.